Fizicienii israelieni de la Institutul Tehnologic Technicon din Haifa au reușit să genereze o microgaură neagră în laborator. Potrivit Life Science, ei au încercat astfel să demonstreze o teorie formulată de astrofizicianul Stephen Hawking. El a susținut că există o formă de radiație emisă spontan de găurile negre, un fenomen nedemonstrat până acum, ce poartă chiar numele de radiația Hawking. Gaura neagră generată de oamenii de știință în laborator era alcătuită dintr-un flux de gaz format din aproximativ 8.000 de atomi de rubidiu răciți până aproape de zero absolut și menținuți la oaltă de o rază laser. Astfel, oamenii de știință au creat o stare exotică a materiei în care aceste câteva mii de atomi se comportă ca și cum ar fi unul singur. Cu ajutorul altei raze laser, ei au creat apoi o cascadă din gaz în care jumătate din atomii de gaz se deplasau cu o viteză supersonică, iar cealaltă jumătate cu o viteză mai mică. Echipa a repetat experimentul de numai puțin de 97.000 de ori, până când oamenii de știință s-au convins că, într-adevăr, au reușit. Fizicianul Cristian Presur alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cât de mult ne ajută să, acest experiment, repetat tocmai pentru a se convinge oamenii de știință că este unul veridic, în demonstrarea acestei teorii susținută de Stephen Hawking? Da. Trebuie spus, așa cum ați menționat, că este vorba de o simulare. Nu este vorba de o gaură neagră. Nimeni n-a creat în laborator o gaură neagră, deci trebuie să stăm liniștiți. Însă au simulat ceea ce se întâmplă cu o gaură neagră. Cum emite ea radiație? Pentru că e oarecum surprinzător. Am aici o ascuțitoare, de exemplu, care ar putea să fie o gaură neagră. Și noi ne imaginăm că dacă este gaură neagră, absorbe totul din jur și nu va emite nimic. Ori asta nu e adevărat. Fizicienii știu că obiectele negre, cum este ascuțitoarea aceasta, chiar dacă e neagră și absorbe toată lumina care cade pe ea, ea tot emite. Putem să ne uităm cu un termometru în infraroșu și să vedem că emite, chiar dacă este neagră. Ori asta se întâmplă cu găurile negre, asta a demonstrat Stephen Hawking, iar cercetătorii din Israel au reușit să creeze o simulare în laborator a găurii negre și să arate că în acea simulare, într-adevăr, ceea ce au simulat ei emite radiație. Este un pas în plus în a descifra modul în care funcționează Universul, bănuiesc. Da, este un pas în plus în a, să spunem, înțelege mai bine ceea ce se întâmplă, dar este o modelare. Eu o compar cu un avion de hârtie. Putem să construim un avion de hârtie, să-l aruncăm în aer și să modelăm cum aterizează, dar asta nu înseamnă că putem să construim un Boeing. Nu înseamnă că acolo în depărtare știm cu adevărat cum se comportă găurile negre. Încercăm la noi, în laboratoarele noastre, să modelăm aceste găuri negre și să le înțelegem prin astfel de simulări. Experimentul ar putea fi continuat pentru a înțelege și mai bine? Sau, în mod normal, atunci când o teorie, o teoremă este dovedită, oamenii culeg datele necesare de acolo și merg mai departe, să-i spunem așa? Experimentul este o continuare, pentru că el a fost făcut prima dată acum 4 ani, în 2016. Atunci cercetătorii au arătat că, într-adevăr, acel flux de gaze, care are o viteză mai mică la început și după aia o viteză mai mare, așa cum vedem că mergem la munte. Ați văzut cum avem pârâuri, la un moment dat avem o zonă în care apa circulă mai încet, după aia circulă mai repede, ca acea zonă de tranziție modelează foarte bine zona de tranziție care apare la marginea găurilor negre, unde avem orizontul găurilor negre. Și dincolo de orizont, adică lucrurile din interior nu poate să iasă în afara orizontului. Deci au modelat lucrul ăsta și au demonstrat că, într-adevăr, modelarea funcționează acum 4 ani. Acum i-au arătat că această radiație care iese din afara găurii negre, la marginea găurii negre, este stabilă în timp. Iar pe viitor, probabil, vor modela și alte proprietăți ale radiației. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Cristian Prestură, pentru intervenție și pentru explicații. Cu plăcere!